Bine ați venit, oameni buni, ora 21, o ediție specială, așa cum v-ați obișnuit. Ca de fiecare dată, este unul dintre subiectele mele, aș putea spune, și cred că noi, cei de la Oltenia TV, am abordat de fiecare dată cu mare interes problematica educației. Este o perioadă febrilă din toate punctele de vedere, adică se mișcă foarte multe lucruri în sistemul nostru de educație, este o perioadă a simulărilor, este de asemenea o perioadă în care se aranjează, dacă veți, lucrurile pentru sfârșitul de an. Pentru că pomeneam de simulări, simulările ne ajută să avem elevi bine pregătiți atunci când vin evaluările naționale finale sau examenul, celebrul deja examen de bacalaureat. Alături de mine se află pentru dumneavoastră și îmi face mare plăcere să vi-l prezint. Este vorba de profesorul Ion Daniel, este inspector general al ISJ Dolj, al Inspectoratului Școlar Județean Dolj. Bine ați venit, domnule inspector general, mă bucură prezența noastră și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, bine v-am găsit. De fiecare dată este o mare bucurie să fiu alături de dumneavoastră. Suntem într-o perioadă, să o numim așa, fierbinte, și elevii și dascălii sunt implicați, sunt emoții mai degrabă din partea elevilor, bănuiesc. Venim și după o perioadă de pandemie în care am încercat așa să ținem lucrurile sub control în zona aceasta de educație. Cum se vede acum, după ce am ieșit oarecum, am prins așa valul libertății, cum se vede perioada aceasta destul de agitată? Da, este într-adevăr o perioadă foarte, foarte importantă pentru noi și mai ales pentru elevii noștri, pentru că, așa cum spuneați, după 2 ani dificili pentru toți, pentru elevi, pentru părinți, pentru dascăli, iată-ne în sfârșit în bănci, față în față, desfășurându-ne activitatea cotidiană. Ținând cont de aceste aspecte, am decis ca împreună cu colegii mei, ca la nivelul județului Dolj, să organizăm, pe lângă simularea organizată la nivel național, și o altă simulare. Aceasta a avut loc în perioada 24-25 februarie. Ea s-a desfășurat pentru examen de evaluare națională, pe 24 februarie proba la limba română și 25 februarie proba la matematică, iar pentru examen de bacalaureat, pentru a nu perturba activitatea din școli, am decis ca din cele 3 probe de bacalaureat să organizăm simularea pentru 2 dintre ele, pentru prima probă, pentru proba EA, proba obligatorie, și pentru proba EC, obligatorie a profilului. Astfel, am încercat, cu o lună înainte de simularea organizată la nivel național, să vedem cum stăm, de fapt, cu pregătirea pentru cele 2 examene foarte importante din viața copiilor noștri. Deci a fost, dacă vreți, și sau este mai degrabă o încercare din partea dumneavoastră și a dascălilor să vedem cum stăm și după cei 2 ani de pandemie. Da, tocmai că acești 2 ani de pandemie ne-au pus la grea încercare, să spunem așa, pe toți. Învățământ online. Învățământ online, evaluări în general făcute online. Am încercat să antrenăm copiii pentru examenele ce vor veni și ne-am angrenat împreună la un efort, atât din partea noastră, a organizatorilor, a dascălilor, a profesorilor, cât și din partea elevilor, tocmai pentru a-i obișnui din nou cu evaluările față în față și a ști exact cum stăm. La prima simulare, la simularea județeană, la prima probă, EA, am avut o participare de 80,76%, la cea de-a doua probă EC 78,04%, iar la evaluarea națională, tot la simularea județeană, o medie de 84,25%. Deci am avut prezență. Într-adevăr, au fost și unități școlare unde prezența a fost mai scăzută și, din păcate, am identificat faptul că prezența scăzută este în legătură directă și cu rezultatele înregistrate mai puțin satisfăcătoare. Aș putea să vă spun că la simularea de bacalaureat, simularea județeană,
unde s-au corectat lucrările deja. Au fost 64,69% note peste 5, au fost și 21 de note de 10. Bun. Dar au fost și situații în care niciun elev nu a promovat. Scopul acestor simulări este acela de a identifica probleme și de a lua măsurile corespunzătoare astfel încât să îmbunătățim rezultatele. De aceea ne-am și asumat această simulare județeană. La cea de-a doua probă obligatorie a profilului, respectiv matematică-istorie, rezultatele au fost de 50,31% note peste 5, au fost și 3 note de 10 la matematică și 23 de note de 10 la istorie și de asemenea câteva unități în care procentul a fost foarte, foarte scăzut. Vreau să vă spun că această simulare județeană a fost organizată exact după modelul simulărilor naționale, de fapt după modelul desfășurării examenelor de bacalaureat și evaluare națională, cu toate rigorile. Deci totodată, nu s-a absolut, absolut nicio etapă. Absolut nicio etapă și aș vrea să subliniez faptul că au fost și candidați eliminați, ceea ce da. ne bucură într-un fel sau ne dă măsura afirmației mele de mai devreme că au fost organizate foarte serios, cu simț de răspundere. Ce am urmărit? Am urmărit să identificăm acele situații, probleme, acele unități școlare, acei copii în sine care au dificultăți de învățare și prin măsuri specifice să încercăm să îmbunătățim rezultatele mai departe. Și să știți că s-a reușit într-o oarecare măsură. Iată că la simularea națională a examenului de bacalaureat desfășurată în perioada 28-30 martie, la toate cele trei probe, s-a înregistrat o creștere a prezenței cu 5%. Bun. Deci efectul simulării județene s-a văzut la simularea națională. De asemenea, și prezența la simularea la evaluarea națională a fost îmbunătățită, deși este foarte clar pentru toți. Cei mici sunt mai serioși, da, cei mari încearcă să, da, să câteodată să, cum spunem noi, să fenteze puțin, da, să fenteze puțin, da, sistemul. Dar noi, v-am spus, analizăm aceste rezultate și ele nu vor rămâne doar la stadiu de statistici pe hârtie. Pe mine mă surprinde într-un mod pozitiv faptul că ne încadrăm cel puțin la capitolul promovabilitate. Știți că de obicei asta este principala știre atunci când vorbim de BAC sau de evaluare, nu, procentul de promovabilitate. Și mă surprinde după 2 ani de pandemie, după un an și mai bine de învățământ online, că ne încadrăm oarecum în media procentelor pe care le-am avut înainte de da, pandemie. Și să știți că un lucru foarte important pe care aș pune accent a fost nivelul de dificultate al subiectelor, care n-a fost mai scăzut decât în anii precedenți, da, pentru a ne atinge noi scopul să avem, arătăm că nu. Nivelul de dificultate al subiectelor a fost unul ce s-a încadrat în baremele naționale, a fost în aceeași linie cu subiectele date în anii precedenți. Acum aș putea să vă spun că la simularea națională a examenului de bacalaureat rezultatele vor fi comunicate individual elevilor și părinților pe data de 14 aprilie. Rezultatele de la aceste simulări nu vor fi trecute ca și note în catalog, decât la solicitarea scrisă a părinților sau a elevilor majori care doresc acest lucru, dar încă o dată vă spun, aceste rezultate nu vor rămâne doar la nivel de statistici pe care le facem noi la nivel de inspectorat școlar. Vom merge în școli, vom colecta date punctual acolo unde avem probleme pentru a vedea evoluția elevilor. Dacă am un elev
de clasa 12-a care a înregistrat o notă mică, eu urmăresc să văd evoluția lui din clasa 9-a, din clasa 10-a, din clasa 11-a, din primul semestru și al clasei a 12-a, rezultatele la simularea județeană, la simularea națională și vom merge și noi, inspectorii școlari, acolo în școlile respective pentru a fi alături de colegi și de părinții acestor elevi pentru a le explica importanța acestor examene în viața lor și să îi sprijinim pentru că se poate. Aceste examene nu sunt examene atât de dificile încât să nu poată fi promovate. Este vorba doar de seriozitate și cum vorbeam cu mai mulți colegi de-ai mei vis-a-vis de ce ne lipsește, că de fiecare dată încercăm să identificăm probleme și să găsim soluții pentru ele, cred că elevilor noștri le lipsește organizarea. Adică ei nu au un program foarte bine organizat, astfel încât să aloce zilnic o anumită perioadă de timp pentru studiului. Da, pentru disciplinele la care susțin examenii. Ei trebuie, mai ales fiind în anii terminali, să spunem, clasa 8-a, a 12-a, respectiv a 13-a, ei trebuie să aibă un program foarte bine stabil de care să se țină zi de zi. Uite, l-ați dat un pont părinților. Ori copiii sunt copii. Da? Și atunci intervenim aici noi, dascălii și părinții care trebuie obligatoriu să fie alături de noi, pentru că noi suntem cei maturi și cei care suntem obligați să îi îndrumăm și să le arătăm direcția pe care trebuie să merg. Măcar în anii aceștia care sunt cu examenele finale, deși această cultură a învățării trebuie acumulează în timp. Da, trebuie promovată zi de zi la clasă și acasă de către părinți. Genul acesta de simulări de care am vorbit mai devreme și faptul că noastră faceți această analiză poate ajuta să stopăm așa un fenomen care a apărut nu numai în județul Dolj, de obicei în întreaga țară, cu anumite unități școlare care efectiv nu au promovabilitate zero la un moment dat. Da, sunt într-adevăr și unități școlare în Dolj în care rezultatele sunt foarte slabe. Ceea ce aș putea spune că aceste rezultate slabe, din păcate, se înregistrează în școli cu puțini elevi. Adică, numeric, avem, să zicem, două școli în care rezultatele sunt foarte slabe. Dar ca dar număr de elevi? Și ca număr de elevi, numărul este tot mic. Dar ele există. Și trebuie să facem împreună tot ce e posibil pentru a nu mai înregistra astfel de rezultate. Cred că e de datoria noastră a dascălilor împreună cu părinții și bineînțeles cu elevii să facem niște eforturi pentru că aceste rezultate pot fi îmbunătățite. Chiar dacă mai e puțin până la vară, dar cu efort și seriozitate se poate. V-am spus, de aceea vom merge și noi, alături de colegii noștri în școli, pentru a ne alătura eforturilor lor de a-i conștientiza pe elevi de importanța acestor examene. Sunt dascăli dedicați, aș spune în județul Dolj, cu vocație, sunt foarte mulți care, de exemplu, preferă să rămână o oră în plus la serviciu, cum ar veni, ca să lucreze cu acești copii care au nevoie de sprijin pentru a promova. Se mai fac lucruri, meditații de genul acesta? Ca să da, în urma acestor simulări vor fi întocmite niște planuri de învățare remedială, spunem noi, pentru acei copii care cu dificultăți la învățare. Planuri de învățare remedială care vor trebui să se desfășoare efectiv, nu numai să le găsim pe hârtie. Să fie și în practică. Și de aceea v-am spus că toate eforturile vor fi depuse în acest sens. Colegii noștri tot timpul au fost deschiși la a veni și a face pregătire suplimentară cu elevii la disciplinele de examen. Trebuie și aceștia să participe, pentru că sunt și situații în care vine profesorul și elevii nu vin.
Sunt și sunt și alte programe naționale desfășurate pentru exact pentru aceste situații unde rezultatele la învățătură nu sunt dintre cele mai bune, dar dincolo de orice, important este să fim împăcați noi cu noi că am făcut tot efortul și că și veți vedea că dacă lucrurile se vor desfășura cu seriozitate, cu rigurozitate și după un program bine stabilit și rezultatele la aceste examene vor fi mai bune. Sunt alături de colegii mei cu tot ce pot și mai ales de elevi și trebuie să vină alături de noi părinții. V-am auzit pomenindu-i foarte des pe părinți. Da, pentru că e un parteneriat aici. Fără ei nu se poate. Trebuie să înțelegem cu toții că rezultatele unui copil nu se datorează doar eforturilor depuse de copil sau de dascăl, ci și de părinți. Părinții trebuie să devină parteneri ai învățării, parteneri ai noștri. Pentru că, încă o dată, noi suntem cei maturi care putem să le arătăm direcția cea bună. Da, și școala îi poate și coordona poate... pe elevi în zona aceea școlii, dar după tot ceea ce se întâmplă acasă, este foarte acolo important. Iarăși e foarte important ca părintele să aibă o minimă rigoare de a încerca să-i negocieze cu copilul cumva să-și facă un program de studiu. Trebuie să aibă un program de studiu, v-am spus, discutam cu colegii de-ai mei, profesori de matematică, de limba română și de alte discipline și acest program nu trebuie să fie pe hârtie. Acest program trebuie să se întâmple zi de zi și ține de și de noi, dascălii, dar și de părinți. Mai e un lucru bun care am văzut care a ieșit din această statistică pe care ne-ați prezentat-o. Faptul că avem prezență. Primul lucru, știți cum e, la un examen, e să fii prezent. Trebuie să te prezinți. Că și aici au mai fost discuții pentru că sunt elevi care poate nu au suficientă încredere, deși ar promova un examen de bacalaureat, de exemplu, dar nu au suficientă încredere și zic nu-i nimic, la mână pentru la anul poate mă mai pregătesc între timp. Prezența la aceste simulări este foarte importantă pentru ei. Aceste simulări sunt organizate în primul rând pentru a-i obișnui cu rigurozitățile, cu rigoarea unui examen și aș obișnui emoțiile, aș obișnui modalitatea de tratare a subiectelor. De aceea îi încurajăm să vină. Pentru că venind sau participând, așa cum spuneați, la un examen, ai două posibilități. Da. Pe când dacă nu participi, ai una singură și e păcat. Vreau să vă felicit pentru faptul că pe lângă această evaluare sau simulare a evaluărilor la nivel național, ați făcut și una județeană. Ceea ce, nu știu dacă e în premieră pentru județul Dolj, dar nu este în premieră. Dar e o idee foarte bună. Nu este în premieră, a fost o simulare asumată de către noi cei din Inspectoratul Școlar. O simulare, v-am spus, tratată cu foarte mare seriozitate de către toți colegii noștri din județ, din Craiova și județ, și care ne-a ajutat să îmbunătățim deocamdată pot să spun decât prezența la simularea națională, ceea ce e un lucru important, încă rezultatele la simularea națională nu le avem ca să putem face o comparație, dar deja știm rezultatele la simularea județeană, avem o direcție către care vrem să ne îndreptăm, luăm și rezultatele de la simularea națională și în baza acestor două comparații, analize comparative, vom ști unde să mergem aplicat la ce elev, la ce școală, la ce disciplină. Trecem la un alt subiect, bine, tot legat, oameni buni, de educație, dar eu unul aș spune foarte important. L-am dezbătut de-a lungul anilor, în special cu cei din administrația publică locală, primarii, în mod special, care mulți dintre ei au început să acorde o mare atenție școlii,
sunt școli în județul Dolj care arată foarte bine, sunt modernizate, unele construite noi. Nu mai avem decât foarte rar cazuri din acelea cu grupurile sanitare care să fie undeva, să nu fie incorporate în clădirea școlii. Dar distanțele acestea care se parcurg la un moment dat dintre un sat, poate să spunem mai marginaș, și comuna unde este principala școală. Aici am văzut o știre și vreau să ne confirmați. Am văzut că se gândește un plan pentru a aduce în județul Dolj microbuze electrice de data asta. Da, este o componentă foarte importantă a transformării învățământului românesc, aceasta de a asigura educație de calitate și accesul la educație de calitate pentru toți elevii. Într-adevăr, există la nivel național un program național de redresare, în cadrul programului național de redresare și PNRR. Da, exact perfect, despre asta spuneam, despre programul național de redresare și reziliență, o componentă care permite achiziția de microbuze școlare. Tot vorbim de energie verde și așa mai departe și de ecologizare, lucruri foarte importante pentru noi, pentru sănătatea planetei și a noastră, bineînțeles, se urmărește achiziția de microbuze electrice, microbuze de 8 plus 1 locuri sau de 16 plus 1 locuri în funcție, de necesitate. Astfel, am trimis către fiecare unitate administrativ-teritorială din județul nostru o solicitare privind colectarea de date legate de acest subiect. Necesarul microbuzelor școlare va fi centralizat de către Inspectoratul Școlar Județean Dolj, urmând ca acesta să fie transmis Ministerului Educației. Destinația microbuzelor este propusă prin PNRR cu precădere către mediul rural, dar nu numai, este cu precădere. Putem opta și pentru oraș. Și se vor lua în considerare mai multe criterii. Unul dintre criterii este legat de numărul de unități de învățământ cu personalitate juridică sau structuri din UAT-ul respectiv. Un alt criteriu e legat de numărul elevilor ce urmează a fi transportați cu aceste microbuze, de distanța totală zilnică pe care se realizează transportul școlar, de numărul de trasee distincte, pentru că avem, așa cum spuneați, localități în care microbuzele școlare fac mai multe, urmează mai multe trasee pentru a transporta micuții la școală și, bineînțeles, de numărul de microbuze existent, funcționale. Asta e foarte important. Cu o vechime mai mică de 7 ani. Deci, cu prioritate vor avea prioritate cei care respectă aceste condiții de eligibilitate. Aceste condiții de eligibilitate, toate acestea vor fi introduse într-un document, se va crea un punctaj pentru fiecare UAT și vor fi alocate aceste microbuze în ordinea descrescătoare a punctajelor. De menționat este faptul că și autoritățile publice locale trebuie să vină alături de noi și să asigure pentru minim 4 ani resursa umană, adică avem nevoie de șofer. Da. Da? Costurile de reparații și întreținerea microbuzelor și, bineînțeles, energia electrică. Pentru că vor fi microbuze electrice, pentru fiecare microbuz va fi achiziționată și o stație de încărcare, adică nu o să avem stații de încărcare pentru 3 microbuze, nu? Fiecare microbuz va fi... Asta e un lucru bun, că era următoarea mea întrebare. Unde le încărcăm? Unde le încărcăm, că nu avem, da. Într-adevăr, nu există stații de încărcare, dar programul ăsta este gândit pentru a putea fi pus în aplicare. Suntem la momentul în care colectăm datele venite din teritoriul de la UAT-uri. Vom centraliza aceste date și le vom trimite către Ministerul Educației cel târziu până pe 11 aprilie. Deci până pe 11 aprilie, acum e un apel și către directorii de școli și primării să nu întârzie cu datele nu, astea. Nu, să știți că am avut o discuție chiar în cursul acestei dimineți cu colegii
mei care se ocupă de colectarea acestor date și din mai erau foarte puține. Deci foarte puține, deci s-au încadrat în timpul lui. Mai puțin de 10, aș putea să vă spun, erau azi dimineață. Bineînțeles că pe toți îi contactăm telefonic, nu contează. Important este să colectăm datele pentru a putea fi prelucrate și trimise mai departe către Ministerul Educației. Ce facem cu olimpiadele? Că am avut o perioadă destul de ciudată, aș putea spune, în perioada pandemică, când efectiv unele s-au ținut, unele au fost anulate. Da, reluăm acest proces. S-a revenit la normalitate, au fost desfășurate olimpiade la toate disciplinele. În acest an, județului nostru i-a revenit, să zicem, onoarea organizării a două olimpiade naționale, și anume Olimpiada Națională de Limba Franceză și Olimpiada Națională de Educație Tehnologică și Aplicații Practice. Olimpiada Națională de Limba Franceză va fi organizată pentru elevii la claselor 7-12. Vor veni la Craiova 270 de elevi, însoțiți de 45 de profesori, și de asemenea vor veni 47 de profesori evaluatori, membri ai Comisiei Centrale. La Olimpiada de Limba Franceză, elevii vor trebui să participe la două probe, o probă scrisă și o probă orală. Proba scrisă se va desfășura pe 19 aprilie, urmată pe 20 aprilie de proba orală. Aceste probe vor avea loc la Colegiul Național Elena Puza, pe când la Olimpiada Națională de Educație Tehnologică și Aplicații Practice vor participa 170 de elevi, însoțiți de asemenea de 47 de profesori și 30 de profesori evaluatori din Comisia Centrală. Elevii de la participanți la Olimpiada Națională de Educație Tehnologică vor desfășura două probe, probă scrisă și probă practică, proba scrisă pe 19 aprilie și proba practică pe 21 aprilie la Liceul Energetic. Aș vrea să mulțumesc pe această cale tuturor colegilor implicați în organizarea acestor olimpiade. Este o mare bucurie și o mare onoare pentru noi, pentru orașul nostru, pentru județul nostru, să putem organiza aceste olimpiade. Ne vor vizita, așa cum v-am spus, elevi din alte zone ale țării, din toată țara, și vom încerca să le arătăm și noi exemple de bună practică și orașul nostru, zona noastră, și să împărtășim cu aceștia momente cât mai. Chiar e de apreciat faptul că se organizează în Craiova, pentru că și telespectatorii noștri sunt avizați și știu, lucrurile acestea se fac și în baza voluntariatului, adică dascălii, cazării, tot ce trebuie vine, da, în zona asta. Da, partea de organizare este una ce ține de organizarea internă. Da, de voluntariat. Organizarea internă. Dar colegii noștri, profesori și inspectori, sunt oameni dedicați meseriei și se bucură de fiecare dată de aceste posibilități și încearcă să scoată tot ce e mai bun din aceste evenimente. Și vom avea și noi la rândul nostru elevi care vor participa la olimpiade în alte avem părți organizate, noi, da, și avem premii de obicei. Asta ne bucură. Da, avem premii, avem elevi calificați la faze naționale, la toate olimpiadele, ceea ce ne bucură. Suntem așa pe ultima sută de metri și sperăm în obținerea de rezultate cât mai bune. Și felicităm și pe profesorilor că bineînțeles, ei sunt felicităm. Și ei componență a grupului importantă. Și mulțumim eforturilor depuse de profesorilor, de părinți, că de iarăși revin la părinți, da, pentru că și părinții acestor elevi care se pregătesc pentru performanță fac eforturi deosebite pentru copiilor. Gândiți-vă numai la deplasările, da, la care participă, ca să ajungi la o astfel de olimpiadă, să te califici la o fază națională,
trebuie să participi și la alte concursuri județene, interjudețene, naționale, adică un elev care ajunge să participe la o fază națională a unei olimpiade, cu siguranță are în spate multe ore de pregătire și de antrenament și de simulări, da. Că simulările olimpiadelor până la urmă le reprezintă aceste concursuri județene, interjudețene, naționale organizate, la care participă. Așa că o ultimă întrebare în dialogul nostru, domnule inspector general. Cum i-ați resimțit pe colegii noastre după ce au reușit să stea în fața elevului la catedră, să fie toate lucrurile cum sunt într-o matcă firească a lor, să existe acea legătură profesor-elev, să scăpăm de zona aceasta de reguli, de închistată și așa mai departe? Cred că a fost o bucurie din partea tuturor. Și a profesorilor și a elevilor, deși poate pentru unii dintre elevi a fost mai greu. A fost perioada de acomodare cu revenirea în bănci, cu trezitul pentru a veni la școală program. Puțin mai devreme decât o făceau de acasă. Nu a fost chiar o mare, mare bucurie, dar s-au obișnuit și bucuria revederii și a desfășurării învățământului față în față, așa cum ne-am obișnuit, a fost mult mai mare decât toate celelalte mici, să zicem, inadvertențe. Vreau să vă mulțumesc pentru timpul pe care l-ați acordat. Contează foarte mult, știți că sunteți foarte ocupat în perioada asta și vă mulțumim mult. Și de asemenea o să vă rugăm să ne acceptați din nou invitația peste o perioadă, că o să vorbim cu siguranță de examene de evaluări naționale, de data asta de examene, nu de simulări, de bacalaureat. Și vă mulțumesc mult. Și eu vă mulțumesc și vă asigur de întreaga noastră deschidere și ne bucurăm că pe această cale putem transmite mesajul nostru către toți cei interesați de educație. Inspectorul general școlar al ISJ Dol și profesorul Ion Daniel, ne vom revedea cu domnia sa cu siguranță. Este foarte important, așa cum spunea și invitatul meu, să punem la lucru acel parteneriat. Școală, elev, părinți, că a pomenit foarte des inspectorul școlar general al ISJ Dol și profesorul Ion Daniel despre părinți. Trebuie să fim cu toții implicați, că e vorba de viitorul nostru al tuturor atunci când ne uităm către educație. Vom mai vorbi pe acest subiect. Eu vă mulțumesc mult că ne-ați urmărit, oameni buni, în această seară și știți și urarea noastră. Laurențiu Barbu, invitatul meu din această seară, profesorul Ion Daniel, inspector general școlar al ISJ Dol și colegii mei de la ora 21, vă urează așa cum v-ați obișnuit să aveți parte. Numai decât.